Bine v-am găsit, stimați telespectatori, vă invităm la o nouă ediție informativă. O nouă escaladare a luptelor în estul Ucrainei. Potrivit informației parvenite de la centrul de presă al operațiunii antiteroriste din Donbas, în ultimele două zile, pozițiile forțelor armate ale Ucrainei aflate de-a lungul liniei de demarcare în estul proseparatist al țării au fost atacate de trupele ruse de ocupație. Un militar ucrainean a fost ucis. Alți trei au fost răniți în confruntări cu rebelii. Se specifică pe contul de Facebook al Centrului de Presă al Operațiunilor Antiteroriste din Ucraina. Forțele ruse de ocupație continuă să încalce ultimul armistițiu în zona Donbasului. Potrivit centrului de presă ATO, situația rămâne încordată pe direcția Lugansk, unde trupele ruse de ocupație au tras din proiectile de calibrul 152 mm în apropiere de Troițke. Separatiștii proruși au folosit lansatoare de grenade împotriva militarilor ucrainieni aflați în apropiere de Lugansk și Novozvanivka. Din mortiere și lansatoare de grenade, trupele ruse de ocupație au atacat fortificațiile militarilor forțelor armate ale Ucrainei pe direcția Donetsk, în vecinătate apropiată de localitatea Verhnitoretsk. Centrul de presă al operațiunii antiteroriste mai informează că lângă Lăbădinsk, trupele ruse de ocupație au deschis focul din arme grele. Trei militari ucraineni au fost răniți. În confruntările cu rebelii separatiști proruși a fost omorât Vitali Vialțev, originar din satul Pogorilovka, raionul Zastavna, informează pe pagina sa de Facebook organizația de voluntariat Catarsis. Continuăm știrile. Descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale este una din prioritățile actuale guvernări și unul din obiectivele definite în documentul de reforme. Care este scopul fundamental? Cine sunt actorii și la ce etapă se află regiunea noastră în procesul descentralizării? Invitatul special al studioului noutăților, doamna Victorie Ceban, consultant juridic al Centrului Regional Cernăuți pentru dezvoltarea autoadministrării locale, doctor în drept. Bună ziua! Bună ziua! Deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, avem într-adevăr în regiunea Cernăuți, acum avem formate deja 26 de comunități. În aprilie o să fie alegere încă în două comunități nou formate. De aceea suntem la o etapă, să spunem așa, în Ucraina, dacă de luat întreg în Ucraina, suntem undeva pe locul 14, mi se pare, nu prea mi-amintesc concret. De aceea pot să spun că reforma, că descentralizarea în regiunea Cernăuți se petrece și este, avem rezultate, într-adevăr, avem comunități formate destul de puternice din punct de vedere financiar, din punct de vedere și teritorial, și din punct de vedere a locuitorilor care locuiesc în aceste comunități. Deci, principalii actori acestei reforme totuși sunt organele locale de stat și nu atât organele cât sunt locuitorii. De aceea că prima hotărâre de a forma o comună nouă o iau locuitorii acestor localități care hotărăsc să formeze această comună. De aceea lor le este adresată această reformă și aceasta este posibilitatea lor de a influența la formarea administrativă a țării. Deci formarea comunilor, având în vedere și factorii geografici și factorii individuali, deci care sunt relațiile istorice între localități și având în vedere dorința locuitorilor să formeze o comună tocmai așa cum și-o doresc, cum o văd ei. Și până când acest proces este binevol și bineînțeles că fiecare localitate poate primi hotărârea singură. Doamna Ceban, avem o situație paradoxală când paralel cu comunitățile teritoriale nou formate mai funcționează consiliile și administrațiile raionale de stat. Da, avem așa situație în momentul de față și de aceea descentralizarea, în primul rând, ține de nivelul cel mai de jos. Deci, se are în vedere deformarea organelor care se ocupă de întrebările localităților, deci deformarea consiliilor locale. Următorul nivel este consiliile raionale. Într-adevăr, având toate atribuțiile care le au acum consiliile locale, deci este întrebarea cu ce se mai ocupă consiliile raionale. Cu atât mai mult că avem unele situații, nu în regiunea Cernăuți, în alte regiuni, unde merge vorba de aceea că tot raionul, toate localitățile raionului s-au format o comună, s-au format câteva comuni și de aceea
constă întrebarea în ceea ce se face mai departe cu, în primul rând, Consiliul Raional. În Parlament acum sunt unele legi care țin de această întrebare și care țin de întrebare privind la consiliile raionale și la fel și de administrațiile locale. Sunt unele opinii că unele atribuții nu trebuie transferate comunităților, ci la nivel regional. Ce se întâmplă în practică? În practică, deci, transferarea oricăror atribuții, deci se face prin lege și de aceea nu pot fi transferate acele atribuții care, într-adevăr, nu sunt și nu pot fi îndeplinite de autoritățile locale, de consiliile locale. Din ce din practică, ce se transmite în momentul de față, întrebările care țin de ocrotirea socială, deci ceea ce cred că ar fi totuși, ar fi mai bine ca să fie lăsat la cel puțin la nivel raional sau totuși la nivel regional. Însă, în practică, avem deci situația care și aceste întrebări sunt transferate la comunitățile locale. Este binevol procesul de unire a satelor în noi comunități teritoriale. Experții nu exclud implicarea și influențarea acestui proces de către politicieni. Deci aș vrea să spun că totuși acest proces este binevol. Da, bineînțeles că și partidele politice și unii politicieni încearcă să influențeze la acest proces. În unele raioane mai puțin, în altele mai mult, deci dacă vorbim de regiunea Cernăuzi. Dar în marea majoritate totuși procesul este binevol. Deci pot să spun că acum februarie a trecut, luna lui februarie a trecut sub devizul raionului Chelmențe, unde au fost adunări petrecute aproape în toate satele și opiniile oamenilor și dorințele lor au fost auzite. De aceea nu pot să spun că avem un proces care este absolut influențat de partidele politice, dar nu excludem și acest moment, deoarece înțelegem în care realități ne aflăm în momentul de față, înțelegem că sunt și alegerile nu prea departe și de aceea, bineînțeles, că fiecare încearcă să influențeze. Dar aș spune că în mare măsură, totuși, acest proces este binevol. Deci, în încheiere, care sunt acele două comunități care vor fi formate în luna aprilie? Deci, în luna aprilie o să fie formată o comunitate cu centru administrativ în Eherța și cu două sate, Lunca și Molnița, și o comună în raionul Zastavna, cu centru administrativ în Zastavna, cu localitatea Verbivți. Deci, ei de acum sunt la alegeri în aprilie. Doamna Victoria Ceban, vă mulțumim pentru participare la Studioul Noutăților. Mulțumim! Instituția publică, Laboratorul Central Regional din cadrul Ministerului Sănătății al Ucrainei, informează că de la începutul anului curent în regiunea Cernăuți au fost înregistrate 4.857 cazuri de îmbolnăvire respiratorii acute, 3.472 dintre care se referă la copii. Din cauza afecțiunii, 127 de persoane, inclusiv 95 de copii, au fost internați în spital. În comparație cu perioada anterioară, incidența de îmbolnăviri de viroze respiratorii acute în regiunea Cernăuți a scăzut cu 30,2%. Situația epidemiologică a depășit pragul epidemic în raioanele Vișnița, 54,3%, Putila 55,1% și Secureni 30,2%. În ceea ce privește orașul Cernăuți, de la începutul anului curent, numărul persoanelor cu viroze respiratorii a fost de 2191, dintre care 1628 sunt copii. Aceeași sursă informează că la momentul actual în regiunea Cernăuți au fost confirmate 5 cazuri de îmbolnăvire de gripă cu virus gripal tip B. În ultimii ani, în regiunea Cernăuți a crescut numărul de îmbolnăviri al copiilor cu afecțiuni ale căilor respiratorii. Acestea sunt urmările imunității scăzute în urma tratamentului cu antibiotice și a poluării mediului ambient. Medicii recomandă tuturor să nu se trateze de sine stătător, ci să se adreseze specialiștilor.
Cu câteva ore în urmă, Maxima a ieșit din sala de operații. Mama pacientului, Irina Semeniuc, susține că au operat adenoidele. Suntem bine, băiatul iese din anestezie. Mă numesc Maxim Semeniuc, am 6 ani, în curând voi împlini 7. Părinții nu sunt asigurați de asemenea boli, de aceea este nevoie de profilaxie. Trebuie să ținem cont de temperatura aerului, de îmbrăcăminte și încălțămintea copilului. Șeful secției de otorinolaringologie al Policlinicii Orășenești numărul 2, Oleksandr Punici, ne prezintă sala de operații. Dumnealui afirmă că în ultimii ani a crescut semnificativ numărul intervențiilor chirurgicale. Sunt medic de profesie acum 40 de ani. Dacă acum 30 de ani am operat 20-30% dintre copiii nou născuți, în prezent operăm circa 50%. Acest lucru se datorează ecologiei, calității apei, utilizării substanțelor chimice. Să nu uităm de avaria de la Cernobâl. Specialiștii au specificat că peste 30 de ani vor fi simțite urmări acestei mari catastrofe. Protecția împotriva virusilor este profilaxia bolilor otorinolaringologice. Susține profesorul Catedrei de Chirurgie pentru Copii și Otorinolaringologie al Universității Bucovenine de Medicină, Svitlana Lăvițca, care anual efectuează circa 500 de operații la copii și adulți. Dumnezeu a specificat următoarele. Dacă e să vorbim despre răceală, atunci trebuie să limităm contactul cu bolnavii. Persoana infectată ar trebui să se afle la domiciliu. Recent, din cauza carantinei a fost întrerupt procesul de învățământ în instituțiile din orașul Cernăuți. Aceasta de asemenea este o profilaxie. Este important ca elevii să facă sport, mișcare, întărindu-și imunitatea. În fiecare primăvară în Ucraina sunt tăiate ilegal circa 22 milioane de flori de primăvară, susțin angajații Inspectoratului Ecologic de Stat din regiune. Cel mai mare număr de flori sunt comercializate la începutul lunii martie. Cu mai multe amănunte vin corespondenții noștri. Potrivit ecologiștilor, anual braconierii taie milioane de ghiocei, punând existența lor în pericol. Vânzătorii nu sunt de acord cu aceasta, susținând că florile nu sunt de origine ucraineană, iar cei care își recunosc vina nu doresc să comenteze situația. Potrivit vânzătorilor, bărbații procură flori pentru partea feminină. Prețul unui buchețel ajunge de la 15 până la 50 grivne. Aceste flori sunt aduse la vânzare din raioanele Storojene și Vișnița. Șeful secției a Inspectoratului Ecologic de Stat din regiunea Cernăuți, Roman Prâcasca, afirmă că pe teritoriul regiunii Cernăuți cresc câteva specii de ghiocei care sunt pe cale de dispariție. Pentru a reduce cazurile de dispariție a ghioceilor, legea Ucrainei prevede o amendă de la 850 până la 1700 grivne. Prin urmare, ecologiștii fac un apel către toți locuitorii regiunii noastre să nu procure florile care sunt pe cale de dispariție. Săptămâna trecută, Biblioteca Regională Mihailo Ivasiuk împreună cu Biblioteca Gheorghe Sache din Hierța s-au întrunit virtual pentru a aniversa cei 230 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și dramaturgului român Gheorghe Sache. La acest eveniment, invitați de seama ai Bibliotecii Regionale Mihailo Ivasiuk au fost Ilie Tudor Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, Doina Bojescu, poetă, redactor șef al publicației Concordia, Marin German, poet, președinte al Centrului Mass Media Book Press, Asociația Jurnaliștilor Români din Ucraina, cei care au evidențiat rolul important al scriitorului hierțean în viața culturală a poporului român, ci și faptul că nu trebuie să dăm uitării marele personalități din regiunea Cernăuți, care au pus cărămidă cu cărămidă la edificiul culturii românești din zonă. Mai bine de 25 de ani o amplă activitate artistică desfășoară corul regional Dragoș Vodo al Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu. Majoritatea sărbătorilor de suflet al românilor din ținut, care au loc la Cernăuți și nu numai, încep cu înălțătoarele cântece ale acestui colectiv coral. În această perioadă de timp, el a fost de zeci de ori oaspete al multor festivaluri, întruniri, sărbători ale cântecului, portului și tradițiilor noastre, organizate în diferite orașe ale României, Ucrainei și Republicii Moldova. Actual dirijor, cunoscutul interpret Dumitru Caulea, invită la activitatea colectivului Noi Talente, care iubesc cântecul popular românesc, cântecul patriotic. Ușile sediului Societății Regionale pentru Cultura Românească Mihai Eminescu din piața centrală a Cernăuțiului sunt larg deschise în fața noilor membri ai curului. În fiecare duminică la orele 14, aici au loc repetiții, deci toți doritorii sunt așteptați.
și ca de obicei la finele ediției informative date despre starea vremii. De la Serviciul Hidrometeorologic Regional am fost informați că în următorul interval de timp vom avea parte de cer noros cu precipitații. Vântul va sufla moderat din sectorul nord-vestic cu o intensitate de 3-5 metri pe secundă. În regiune, temperatura aerului va fi cuprinsă între 5-7 grade, la Cernăuți valorile termice vor oscila între 6-8 grade Celsius. Atât pentru astăzi, noi vă mulțumim pentru atenție, la revedere și numai bine!